Lupta acerbă la noua ediție din acest an a Cupei Copiilor la Judo, competiție găzduită de sala de sport Petra Chetrișcu din Craiova. Printre participanți la startul concursului s-au aflat și 9 judocani de la LPS Slatina. Aflați sub îndrumarea antrenorului Cristi Ștefan, motivați și foarte bine pregătiți, slătinenii au revenit cu rezultate fabuloase, care dau mari speranțe pentru viitoarele concursuri din acest an. A fost o competiție dedicată copiilor Under 11 și Under 13, unde am participat cu 9 copii. Între care am venit acasă cu 9 medalii, una de aur, 3 de argint și 5 de bronz. Rezultatele care le-au adus cei mici sunt foarte mulțumit de ei. În perioada următoare o să avem etapa de Euroregiune, unde sper să califice la etapa finală, unde va fi la Timișoara. Și de această dată, sportiva Carmen Ioniță confirmă din nou și urcă pe prima treaptă a podiumului. La băieți, o clipă de neatenție l-a costat scump pe slătineanul David Ursu, obținând medalia de bronz. De când practici acest sport? De acum 4 ani. Și ce te-a atras la acest sport? Păi, luptele, procedeele. Cum a fost concursul acesta pentru tine? A fost o competiție grea, dar prin multă muncă am reușit să iau locul 1. Și adversarele tale cum au fost? Mai mari. Ce loc ai obținut? Am obținut locul 3. Cum a fost competiția pentru tine? A fost grea, adversarii au fost foarte pregătiți. Și crezi că puteai și mai bine? Da, și tu și mai bine. Și ce s-a întâmplat? N-am fost pregătit, iar un adversar m-a aruncat. Recent, în palmaresul secției de judo s-au mai adăugat încă 2 rezultate importante. 2 medalii de bronz obținute la turneul internațional de judo desfășurat la turnul Severin.